prin dispoziția numărul 350 din 24-a 3-a 2017 a primarului municipiului Roman, se convoacă ședința ordinară din aceasta. La început dăm cuvântul domnului secretar. Bună ziua, la ședința ordinară de astăzi sunt prezenți 18 consilieri din totalul de 20 în funcție. Aș vrea să vă reamintesc dispozițiile articolului 46 aliniatul 1 din legea numărul 215 din 2001 regulitate privind administrația publică locală. Nu poate lua parte la deliberare și la adoptarea hotărârilor consilierul local care fie personal, fie prin soț, soția, fii sau rude până la gradul al 4-lea inclusiv, are un interes foarte real în problema supusă dezbaterilor consiliului local. De asemenea, aș vrea să vă aduc la cunoștință dispozițiile articolului 56, aliniat 7, indice 1, din legea numărul 350 din 2001, republicată în luna decembrie 2016, privind amenajarea teritoriului și urbanismului. Consilierii județeni sau locali vor depune la președintele de ședință motivația în scris pentru votul exprimat, prin care aprobă sau resping documentațiile de amenajare a teritoriului sau de urbanism, care se va anexa la procesul verbal al ședinței. Deci am rugămintea ca la momentul supunerii la vot a acestui gen de hotărâri să completați acel formular de motivație și la sfârșitul ședinței să-l predați președintului de ședință pentru a fi anexat la dosarul original al ședinței. Vă mulțumesc! Domnul președinte, dacă îmi dați o întrebare pentru hotărârile anterioare care, la care am participat, îl depunem sau doar pentru cele de ce de acum încolo. Doar de acum încolo. Da, continuăm. Înainte de a trece la ordinea de zi, haideți să ați primit fiecare procesele verbale din ședințele anterioare și haideți să le votăm. Întâi începem cu procesul verbal încheiat în 28-a 2-a la ședința ordinară a Consiliului Local. Vă rog frumos, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Procesul verbal încheiat în data de 10-a 3-a 2017 la ședința de îndată a Consiliului Local. Vă rog frumos, cine este pentru? Da. Și la procesul verbal din 23-a 3-a, la ședința de îndată a Consiliului Local. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Ordinea de zi ați primit-o pentru ședința de astăzi și trebuie... Dacă îmi permite să țin domnul, aș vrea la punctul 16 de pe ordinea de zi, articolul 2, să-l reprat. Să nu fie supus votul de astăzi, pentru că articolul 2. Da, inclusiv la acela nu veți completa. Pentru că îi lipsește un aviz de la Consiliul Județean și nu are sens să spunem dezbatere publice cu urmare toate avize. Vă mulțumesc mult, în primul rând. Și în al doilea rând, vreau să îi urez la mulți ani colegii noastre, doamna Dana Păiuș, și multă sănătate tot ce îți dorește. Ziua ei de naștere și iată că ziua ei de naștere coincide și cu atestarea unui documentar a municipiului Roman, 25 de ani, împlinește doamna consilier, municipiul Roman, 625 de ani, așadar, la mulți ani și dumneavoastră, tuturor romașcanilor. 25 de ani sau cu doamna? 25 de ani. Mulțumesc! Mulțumesc! Da. Deci, să supunem la vot ordinea de zi pe care ați primit-o cu și proiectele suplimentare care ați primit. Au fost întâi 27 de proiecte, după aceea încă 4 suplimentare și cu indicația domnului primar, retragerea articolului 2 din proiectul numărul 16. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Trecem la proiectul de hotărâre numărul 1. Privind îndreptarea unei erori materiale din hotărârea Consiliului Local numărul 30 din 28 februarie 2017. Avizul Comisiei pentru Administrare Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții?
Supunem, deci, la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 2 de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Dacă nu se supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 3, privind punerea unui teren la dispoziția Comisiei Locale de Fond Funciar, Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 4, privind aprobarea acordului de parteneriat cu SECE Municipal Locat Oster de Sa Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Da? Discuții? Deci supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 5, privind aprobarea acordului de parteneriat cu Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportiv din Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Trecem la proiectul numărul 6, privind instituirea dreptului de uz de servitute în favoarea SECE del Gas Grid S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 7, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 253 din 2016, privind aprobarea organigramei statutului de funcții și regulamentului de organizare și funcționarea Direcției Administrației Pieților Bazar-Obor. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? În hotărârii scrierii numărul 25, HCL numărul 253. Da. Bun. Discuție, deci nu sunt. Să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiectul numărul 8, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 25 din 25 martie 2004, privind aprobarea concesionării unor terenuri pentru construcții. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil, dar trebuie în totalitate. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 254 din 2016, privind aprobarea funcțiilor publice a organigramei statelor de funcții pentru aparatul de specialitate și serviciile publice sub ordonă. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil cu o precizare. La poziția 140 se va scrie vacant în loc de ocupat, iar postul vacant va fi în cadrul de consilier juridic debutant. Debutant. Da? Și la tot la sala istoriei de motive primarul municipiului Roman,
Cu, of course. Da. Așa e. Deci, ne mai aducem aminte de el. De asta, da? Ce mai avem de el? Nu pleacă de el. Nu, la prefectură. Cu Spitalul Laureți. Deci, cu modificările materiale care le-ați spus, o să... Avizul comisiei juridice? Favorabil. Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu, să punem la vot cu modificările de și al materialului. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 10, privind aprobarea inventarului parțial al terenurilor și clădirilor proprietate privată a municipiului Roma. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 11, privind utilizarea excedentului anual bugetului local pe anul 2016. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 12. Hotărâre privind aprobarea bugetului consolidat al municipiului Roman pe anul 2017 și a listelor de investiții finanțate din bugetul local, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții. Pentru că acest proiect are 4 articole, 4 anexe, da, și să votăm unul pe unul, anexele respective. Ce înseamnă zile? Nu participă. La care? Deci domnul consilier Pascale nu participă la vot. Să se consemneze. Bine, și ar fi nu mai da. Haideți să mergem la articolul 1. Se aprobă bugetul consolidat pe anul 2017, compus din bugetul local, anexa numărul 1, bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii, anexa numărul 2. Comisia, avizul Comisiei pentru Buget Finanțe, nu? Avizul Comisiei de Buget Finanțe este favorabil cu o modificare la anexa 1, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Este o suplimentare a veniturilor din vânzări de bunuri cu 4 lei și totodată este cu 4.000 de lei și la partea de cheltuieli cu deplasările pentru elevi și cadre didactice învățătoare și alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 32,7 lei. În consecință se modifică anexa 1 și totodată la partea de investiții apare o necesitate, o mașină automată pentru numărat bani, sigur. O să avem mai mult și o să întrebuiască mașini. În consecință se modifică și anexa 3 cu 4.000 de lei, anexa 3 fiind lista de investiții. Au fost transmise pe prin e-mail și e vorba de acele sume pe care primăria trebuie să le asigure pentru copiii care participă la olimpiadele la bazele naționale și atât pentru elevi cât și pentru profesorii soților. Și am considerat cu propunere să facem acest lucru. Avizul Comisiei Juridice. Dacă mai sunt discuții, dacă nu supunem... O să supunem și o precizare, da? Având în vedere că e și vorba de bugetul instituțiilor subordonate, pe anexa 2 și anexa 4 cu lista de investiții, o să mă nu o să participați la vot. Vă înseamnă că luăm pe rând anexa numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Anexa numărul 2, nu participă domnul consilier Artiriloai. Deci, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Să trecem la articolul 2, lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul de dezvoltare. E vorba de anexa numărul 3
și lista de studii și proiecte, anexa numărul 4. Tot așa, avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Am înțeles că s-a modificat lista suplimentară, da? Și anexa numărul 4. Favorabil, da. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Deci supunem la vot. Anexa numărul 3. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. Anexa numărul 4. Nu participă domnul consilier. Participă la numărul 5. Da. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Mulțumesc. La articolul 3 se aprobă listele de investiții din bugetul instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții conform anexei numărul 5, e vorba de Spitalul Municipal de Urgență Roman, anexa numărul 6, Direcția Administrației Pieței Bazar Sombor și anexa numărul 7, Clubul Sportiv Municipal Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe? Avizul favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Atunci să punem la vot anexa numărul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Domnul Achibai nu a participat. Nu a participat la vot. Două la tot proiect. Anexa numărul 6. Anexa 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Trecem la articolul 4. Se aprobă situația. Și anexa numărul 7. În cer scuze, Clubul Sportiv Municipal. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Articolul 4. Se aprobă situația numărul de posturi și de fonduri de salarii. De fonduri de salarii. Pentru anul 2007. Anexa numărul 8. 2017, da. Anexa numărul 8. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Dacă sunt. Cine este pentru? Anexa numărul 8. Împotriva? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 13, privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local. Aici, pentru că sunt mai multe articole, să ne luăm pe rând fiecare articol, pentru că votăm în totalitate. Aș dori la aviz să vă mai fac o precizare. Avizul este favorabil de la Comisia de Buget Finanțe. Avem și un articol 1 suplimentar, în care e vorba de un acord de parteneriat cu colegii tehnică și Bonici pentru concursul regional de creație din cător de turizie, suma de 1.000 de lei, cu aviz favorabil. Da, deci în afară de cele s-au suplimentat cu 1.000 de lei, deci avizul Comisiei Buget Finanțe favorabil, Comisia Juridică. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice, mulțumesc. Discuții dacă sunt pe baza proiectului, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 14, privind la aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Asociația Cluburilor Alcoolicilor și Recuperare Domn Orion, din punctul de lucru Centrul Rezidențial de Recuperare în Alcoolism Roman. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 15, privind aprobarea concesionării unor terenuri. Să le luăm una câte una, deci în tabelul care l-a primit. Poziția numărul 1. Este Smirodava, 54, un balcon aferent apartamentului familiei Ioniță Mihai Liviu și Ioniță Isabel. Pe 49 de ani, cu 3. Avizul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Avizul comisiei juridice. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Trecem la punctul numărul 2. Un balcon aferent apartament. Da. E vorba pe strada Păcii, numărul 3 cu 1. Un balcon aferent apartamentului proprietarilor Moise Ioan Ciprian și Moise Elena Loredana. Avizul Comisiei de Urbanism și Amenajare Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la punctul numărul 3. Pe strada Dobrogeanu-Gherea, numărul 8-2, este un balcon aferent apartamentului familiei Zaharia Petrea și Zaharia Tereza. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Discuții? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Și mai este punctul 4. Pe strada Martiri Cloșca, numărul 8 bis. O locuință, 81 bis, da? O locuință, licitație publică. Da. Avizul Comisiei de Urbanism și Amenajare a Teritoriului. Avizul Comisiei Juridice. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul... Nu. A, mai este punctul 5, da. Nu știu. Punctul 5, pe strada Tineretului 28 bis, un centru de imagistic remene, licitație publică, avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului, avizul Comisiei Juridice, discuții, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Deci, cine este pentru la punctul numărul 5? Împotrivă? Abțineri? Deci, abțineri. Da. Da. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 16, privind aprobarea unor documentații de urbanism. Aici articolul 2 de la început s-a retras. Pentru să discutăm, da, discutăm pe articole. Articolul numărul 1. Planul urbanism zonal, amenajare sens giratoriu la intersecția bulevardului Nicolae Băcescu cu cartiera Roman Vest, accese și hale, depozit logistic, împrejmuire, parcaje, platforme și utilități. Deci, așa, deci avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la articolul 3. Plan urbanistic detalii, construire, centru imagistic RMN, strada Tineretului 28 bis. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Aviz nefavorabil. Aviz nefavorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz nefavorabil. Nefavorabil. Deci, supunem totuși la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Deci, în unanimitate abțineri. Articolul 4. Plan urbanism de detaliu, construire locuință unifamiliară, împrejmuire și raporturi la utilități, de pe strada Mierco Gălâncean, numărul 2. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului? Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Nu. Da, poftiți, domnul consilier. Aici e o problemă.
pentru cât e un teren tot între blocuri care a fost acolo și nu văd nici un sens cum o să poată intra o salvare, cum o să poată intra pompierii și chiar e curioasă avizarea comisiei tehnice, favorabil cu condiții. În consecință, recomand adoptarea parțială a acestui proiect. Deci, cum parțial? Proiectul, oră la aprobăm, când o să vină cu totul, să vină cu dragul, să face aleile de intrare, de ieșire, eu zic, atunci să votăm. Cum votăm parțial? Facem și bani îngădiri condiții. Parțial hotărârea, nu acest punct. Da, o votăm când dar să aibă parțial hotărârea făcută. Eu zic, propun conținerea colegilor să ne aținem și la acest punct, până că nu am avea toată documentația pusă. Da. Eu zic să dăm cuvântul doamnei specialist, doamna arhitect Alexa, să ne spună despre ce e vorba. Care vi se recomandă parțial să adoptați hotărârea, se referă la faptul că cele două avize ale arhitectului șef, care sunt nefavorabile, va duce la neadoptarea celor două puncte. Proiectul de față are toate avizele, iar accesele se văd. Acolo sunt notate cu portocul. Da? Deci există acces suficient de bine dimensionat pentru salvare, pompier și alte povești. Dumneavoastră puneți prevederile de put propuse, retragerile minim de limite cu 0,3, retrageri minime față de 2,88. Circulația de acces nu sunt detaliate în parte. În parcela lui, în curtea lui, în interiorul lui. Dacă, dacă iei cât e de la gard până la bloc... Dar e trecut, uitați, vreo 8 metri. Am văzut și dacă dumneavoastră considerați ca arhitect șef, eu m-am dus, am discutat și cu oameni. Să dăm favorabil cu condiții. Sau acest proiect de hotărâre să-l adoptăm parțial? Faptul că adoptați parțial proiectul de hotărâre, vă spun doamna arhitect șef, se referă la acele puncte care aveau avizii nefavorabile. Deci nu se referă la pudul ăsta. Acum, dacă doamna arhitect spune că îndeplinește toate condițiile, că văd distanțele față din blocuri, că vor apuna la urmă de o proprietate privată acolo, în limite de se referă strict acolo unde trebuie să construiască el față de vecinătăți. Vreau și eu totuși un jurist. Ce înseamnă adoptarea parțială a unui proiect? Avem de la... Păi, de cele 4 puncte de ordine a vizii? Păi și eu jurist ați întrebat. Adică aia. Așa ceva mă este dat. A, voi te-ați mat. Nu mă uitam la juristul Consiliului. A, la juristul Consiliului Local. Vorbim de la juristul Consiliului Local. La chestia, eu nu am să ne... E doar un... interpretat. Dar deci e vorba de adoptarea parțială a hotărârii, nu a putului respectiv. Explicați. Adică fără articolul 2. Până acum s-a votat parțial, s-a votat pe articol. Da, haideți să supunem. Haideți să supunem la vot acest articol. E favorabil la vot. Cu condiții. E favorabil cu condiții. Nu, haideți să punem la vot. Cine este pentru? Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Deci, unanimitate abține. Trecem la proiectul numărul 17, privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 111 din 7-a 9-a 2010, privind aprobarea regulamentului, privind organizarea, autorizarea și desfășurarea activității comerciale de prestări servicii în municipiul Roma. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 18 de privind aprobarea închirierii unui imobil. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Aviz nefavorabil. Avizul Comisiei Juridice? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 19 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 103 din 31 iulie 2014 privind circulația autovehiculelor aparținând școlilor de șoferi cu cursanți pe raza municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Administrarea Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții? Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 20 privind aprobarea vânzării unui teren. Dați-mi voie, nu particip la vot la acesta. Domnul consilier, acum participă la vot. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Aviz favorabil în următorul text, la articolul 1. Aprobă raportul de evaluare numărul 17/2 din 17/2/2017, elaborat pentru terenul de 868 m² cu număr cadastral 52.273, situat în Bulevardul Roman Mușat numărul 88, proprietate privată a municipiului Roman, de evaluator atestat ANEVAR, Stejar Romică. Da. Avizul Comisiei de Buget Finanțe? Cu același amendament. Același amendament, da. Avizul Comisiei Juridice? La fel, cu același amendament. Supunem la vot. Cine este pentru? Cu modificări. Dacă permiteți. Este vorba despre terenul care am depus prezentare pentru ca să-l cumpăr. Am aici documente de peste 10 ani. Acest teren a fost scos la vânzare prin negociere directă în aprilie 2010. Cineva a întors această hotărâre tot la Consiliul Local, odată peste cap, nu s-a mai făcut direct. Au băgat iar tot felul de aprobări, tot felul de solicitări, așa mai departe. Documentul ăsta, eu l-am primit în această notificare, l-am primit-o de la primăria Romană. Nu-i nevoie, să să-l vadă toată lumea. Am mai depus încă un document, o informare cu privire la toată situația și eu nu pot să trag concluzia decât că cineva este interesat în mod expert de acest spațiu pe care eu l-am amenajat, l-am adus toate utilitățile, l-am dotat cu ce am putut, cu ce trebuie să fac conform normelor legale, să vrea să, ori să-mi ia, ori să se răzbune dintr-un anumit motiv. Altfel nu înțeleg. Odată ce îl scoți la negociere directă, iar îl puneți la vot, iar ce înseamnă asta? Nu-i văd aici, joc. Sunt torturat de atâția ani de zile. Am și o vârstă, am și o familie, am și o situație. Mi-am este de ajuns. Mi-au dat foc la două autobuze. Am avut atâtea necazuri. Îmi cer scuze că mai dați durerea din sufletul meu, mă împinge să le zic o leacă. Vă rog să mă iertați. Nu mi-a ajuns oare? Ce să fac? Eu iar acum pe calea justiției să mă apuc, ce să fac? Îmi pun iar toată lumea în cap. Am făcut atâția ani de zile în speranța că, domne, poate oamenii ăștia o să se gândească. Da, nu știu cine, de ce vrea să-l facă vreo halul ăsta. Domnul Rusu, nu vă supărați, noi nu suntem în Consiliul Local să analizăm situația dumneavoastră, dacă dumneavoastră aveți probleme cu deținerea, eu știu, cu cineva care are ceva cu dumneavoastră, vă adresați organelor în drept, deci poliția, asta noi nu suntem Consiliul Local să... Consiliul Local, dar această aprobare da, noi supunem la vot și urma votului consilierilor, nu putem face asta. Ce motivație ar avea ca să... Deci, nu are o motivație de cunoaștere de o viață, da, domnul Rusu, da? Care e situația? Noi, ai venit cu un evaluator, da? Care da. Au dus-o la 30, la jumătate de cât evaluatorul autorizat a primăriei. Dumneavoastră știi că în caz de
vine Curtea de Conturi și ar vedea asta. S-a mai întâmplat din put în nou tuturor celor care am votat banii ăștia. Eu deci, spun ca prieten. Am consultat toți notarii din municipiul Roman. Există un nomenclator, există o lege care stabilește aceste prețuri, nu? Acolo nu sunt valori de vânzare. Stați, nu trebuie să lăsați măcar că nu sunt valori de vânzare. Ei au niște criterii în baza cărora stabilesc anumite criterii de vânzare. De ce numai la mine se întâmplă fenomenul? Dar la ce ne s-a mai întâmplat? Sigur. Dacă o să spuneți de domnul consiliar Pascariu, pe care eu îl suspectez că este interesat de ce a zis domnul Dumnezeu, deși eu l-am lăsat să tragă apa de la mine, deși eu i-am creat condiții și i-am dat curent și rogătuit și așa mai departe, lucrurile stau cam așa. Și dacă dumnealui are influență și poate să susțină asemenea chestiuni, face tot, dar trebuie să facă fiecare cu conștiința în păcat, că o făcut o treabă. Nu particip, ok. Și vă mai spun că valoarea de piață a unui teren este mai mare decât grila notarială pe care dumneavoastră o invocați pentru punctul atunci, da, mai spuneți-o și mie, de ce trebuie eu să fiu de acord și să trebuie să spune evaluatorul primării, cum care are contract aici, și am eu evaluator pe care eu l-am angajat, nu are dreptate. De ce? Ăștia amândoi autorizați. Noi să punem la vot și ce o trebuie sunt amândoi autorizați, sunt amândoi la fel de, probabil, bine pregătiți. Pentru care motiv? Eu trebuie să cred varianta care ne opune. Eu o simt ca o răzbunare, o simt ca o măsură care vrea să mă împiedice, să mă pună în imposibilitate. Vă rog să supunem la vot. Cine este pentru valoarea de 78 de euro metru pătrat, cât a dat Comisia de la Urbanism. Cine este pentru această valoare? Împotrivă? Abțineri? O abținere. Mulțumesc. Abținere și o neparticipare. Și o neparticipare. Două neparticipare. Două neparticipare. Două neparticipare. Bun, mulțumesc. Trecem la proiectul numărul 21, privind aprobarea programului pentru acordarea finanțării nerambursabile de la bugetul local al municipiului Roman pe anul 2017 pentru activități non-profit de interes local în baza legii numărul 350 din 2005. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului. Se va menționa în loc de Consiliul Județean, Consiliul Local Roman, Municipiul Roman, respectiv bugetul local. Apar la un moment dat bugetul județean, deci s-au făcut corecțiile pe Municipiul Roman și pe partea Roman. Avizul Comisiei Juridice? Discuții? Domnul Tăvărul, singur rugăm discuția la domnul primar. Am văzut bugetul de dezvoltare din la jumătate de anul trecut. Sper să fim ultimele. Hai să strângem și aici. Dăm că e nevoie și la Uniciu și la biserici. Dar haideți să încercăm dacă eu în buget de austeritate, datorită creșterii salariale, 65 de miliarde în plus față de anul trecut, în creștere. Hai să încercăm. Măcar să ne abținem, să ne oprim aici. Ei, asta, a fost logica. Asta a fost și logica acestor. Măcar, Doamne, ferește! Atunci, de până acum, tot veneau toți să ne solicităm de la asociație și așa. Asociația a zis, hai să creăm un cadru legal în care și o anumită sublimată. Exact. Deci asta a fost și ideea, să avem un cadru. Toate ONG-urile să vină să apeleze la aceste scheme de finanțare, de un proiect. Eu, o comisie, și am văzut că inclusiv din rândul dumneavoastră consilierilor am solicitat să faceți parte din aceste comisii, astfel încât totul să fie cât mai transparent, dar în același timp să vă le oferim și o șansă acestor ONG-uri să acționeze pe raza nu știu din nou. Corect. De acord. Da. Da.
dată cu comisie de evaluare, domnul Pedana Păiuș, și pentru comisia de contestații pe domnul Constantin Ghica. Să propuneți și la dumneavoastră la evaluare voi fi eu și la prezentație. Haideți ca să mișcăm rapid, eu am niște buletine aici, veniți fiecare pe rând și luați câte un buletin de aici la domnul secretar și mergeți în cabina de vot, că așa e procedura și... Da, fiind vorba de vot la persoană, va fi vot secret și atunci am... Deci un buletin de aici și un buletin... Aveți buletin de aici. Deci păcați în cabina de vot și puneți în urmă. Asta e. Hai,
Dana Păiuș și Constantin Olban.
și mai departe, cu niște... La comisia de contestație este Balan Gabriela, Popa Corina, Andrei Daniela și împreună cu cei doi consilieri, Constantin Ghicar și Cătălin Cotun. Cătălin Cotun. Să punem la vot. Cine este pentru aceste două comisii? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! Continuăm, da? Haideți să trecem la proiectul de hotărâre numărul 22 privind modificarea tarifelor de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale și similare provenite din activități comerciale din industrie și instituții din municipiul Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Discuții? Deci doar eu aș vrea să fac o singură precizare. Este vorba, practic, de punerea în aplicare, de luarea la cunoștință a hotărârii Consiliului Județean numărul 46, prin care se stabilesc tarifele pentru depozitarea la depozitul conform de la Giro, tarife care conțin inclusiv acea taxă impusă de guvern de 80 de lei pe metru cub, taxă care de la anul va fi de 120 de lei. Tariful pentru colectarea deșeurilor la Roma nu suferă modificări, dar datorită faptului că la Roma nu mai putem depozita deșeurile la depozitul temporar, suntem nevoiți să depozităm la Giro. Aș vrea să vă mai aduc la cunoștință și faptul că sunt alte județe care duc, de exemplu, Vaslui, trebuie să depoziteze la Brăila, vă dați seama acolo ce costuri au și așa mai departe. Deci e o măsură pe care trebuie să o luăm și, practic, ne raportăm doar la hotărârea Consiliului Județean, așa cum vă spuneam, pentru luarea la cunoștință a acestui tarif de la depozitul la Giro. Alte discuții, dar vor fi, doamne. Nu participa, domnul Năbucur, domnul Năbucur. Câte timp va primi la urmă? Doamna Somați, suntem de urmă. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Între timp a venit și doamna consilieră, ați văzut doamna Suma. Haideți să mergem la proiectul de hotărâre numărul 23 privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației Dezvoltare Intercomunicare Arba Neamț. Avizul Comisiei pentru Administrație Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 24 privind completarea anexei 1 a hotărârii Consiliului Local numărul 219 din 19 decembrie 2015 privind înființarea Clubului Sportiv Municipal Roma, instituție publică în subordinea Consiliului Local Municipiului Roman. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Mulțumesc. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 25 privind aprobarea organizării Festivalului Tradițional al Meșteșugarilor, Târgul de Paște, și încheierea unui acord de colaborare între Municipiul Roman și Clubul Sportiv Municipal Roman. Avizul Comisiei pentru Cultură, Culte, Sănătate, Învățământ și Tineret. Avizul Comisiei Juridice. Discuții. Supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 26 privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 259 din 2016 privind aprobarea organigramei, situația postului și statelor de funcții și de personal al Spitalului Municipal de Urgență Roman. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții?
Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 27 privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a unor terenuri. Avizul Comisiei pentru Urbanism și Administrarea Teritoriului. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Și avizul Comisiei Juridice. Da? Deci, discuții dacă sunt. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 28, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al secției municipal locată Servesa Roma. Avizul Comisiei pentru Buget Finanțe. Avizul Comisiei Juridice. Discuții. Domnul Pascariu și domnul Andrieș. Și domnul Pascariu, domnul Front, domnul Andrieș și domnul Vasile. Da. Deci, supunem la vot cine este pentru, împotrivă, abțineri. Am mergem mai departe. Proiectul de hotărâre privind aprobarea listei finale de priorități ANL pentru anul 2017 în vederea repartizării locuințelor construite în Roma de către Agenția Națională pentru Locuințe destinate tinerilor și familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. Avizul Comisiei pentru Administrarea Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul numărul 30, privind înființarea serviciului public Grădina Zoologică Roma și reglementarea activității acestui serviciu. Avizul Comisiei pentru Administrarea Publică Locală, Sport și Turism. Aviz favorabil. Avizul Comisiei Juridice. Aviz favorabil. Discuții. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. La punctul 31 avem o informare către Consiliul Local. Și asta e cam atât. Dacă îmi dați voi la final, aș vrea să vă anunț că săptămâna viitoare vom avea o campanie, așa cum m-ați și votat dumneavoastră astăzi, o campanie de voluntariat pentru plantarea celor 5.000 de puieți demolit, începând de astăzi, am deschis pe pagina de Facebook a Primăriei Municipiului Roman și o invitație pentru toți cei care doresc să participe la acest program de voluntariat, să se înscrie, deci vă aștept și dumneavoastră, dacă doriți, sau cu instituțiile pe care le reprezentați, să ne implicăm cu toții pentru plantarea acestor arbori. Vă mulțumesc mult! Da. Dacă ați primit acest formular de completare, dacă l-ați completat, vă rog să-l aduceți aici la domnul secretar. Și la final declarăm în ședința închisă.